Salutare băieți! Iarăși eu, țineți minte după cum v-am promis, am spus că am să vă arăt cuștile noi pe care sau clecile noi pe care am să le fac eu. Uitați-vă, acum vreo două zile în urmă le-am finisat, dar tot nu prea am avut timp, nu prea am avut dispoziții de a face un filmuleț. Acum vreau să vă arăt scurt, uitați-vă, țineți minte, asta e camera mea era unii cu iepuri. Uitați-vă aici, și deau trei aici, și deau trei iepuri, trei mame aici, trei, uitați-vă și murdărie. Deja aici, țineți minte, aici au fost două mame, au stat, două cuști. Uitați-vă acum, aici unde au stat două mame, două cuști, așa, iată, uitați-vă, stau 6 mame cu puiețelor lor, uitați-vă, aici patru le vedeți și iată aici încă două. Iată, vi, vă arăt mai aproape. Aici să unele dau mâncare eu. Aici e, e curatoarea pentru apă. Aici am pus căldarea. Iată am pus cranuleț, închid când trebuie deschid. scot de aici și am pus prin uh, Nu știu cum se numește asta, în limba rusă se spune. Scot căldarea, mă duc până apă, tot ce trebuiește și cam așa. Uitați-vă, în rândul ăsta unde stăteau două femele, acum la mine stau șase. Aici, din câte am socotit eu, trebuie să stăie 10, trebuie să ne încapăm, să mai fac cuști. În locul ăsta sunt 4 metri dintr-un capăt până în altul. Și la mine cuștile sunt de 40, 40 pe 95, așa, 95, așa, așa, 40 și în înălțime dacă nu mă greșesc, e 45. Dar vă spun că e foarte înalt, nu trebuie, trebuie și 35 de le da piese din partea asta să le fac așa. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți iepuri sănătoși și vă mulțumesc la toți care mă vizionați. Fiți sănătoși! La revedere!